În acest episod vom face un mega challenge nebun. O să ne jucăm Stumble Guys, dar pe televizor. Dai auzi bine. Rămâi până la final de videoclip dacă vrei să vezi dacă am făcut win sau nu. De asemenea, voi prezenta câștigătorul contului din episodul trecut. Dar înainte de asta, aș aprecia dacă ai da un like și te-ai abonat canalului pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Bun, deci înainte să începem cu primul match, vreau să vă spun de acum că nu știu cât de bine se aude, nu știu cât de fain se vede, iar nu știu cât de bine voi juca, pentru că am o telecomandă în mână. Stai că vă arăt că acum a apăsat deja. Aceasta este telecomanda, sper să vadă. Telecomanda televizorului. Iar voi încerca să mă calific măcar și dacă nu câștig meciul. Probabil se vede pe ecran că se mișcă un fel de cursor. Acel cursor este de la telecomandă. Mama, asta mi-a făcut double jump. Și este foarte greu să mergi doar cu, să spun, un control. Adică eu nu pot sări. Dacă vreau să sar, trebuie să fac un fel de smitri. Mama, aici cred că m-am încurcat. Da, e bine. Ia. Chiar dacă meciul ăsta nu ne calificăm, voi arăta doar gameplay, că nu-i neapărat să fac win. Adică mi se pare imposibil așa ceva. Plus că nici nu-i cel mai fluent televizor să spun că mamă, să biscă instant, nu, să mișcă puțin în delay, mamă, nu știu, nu. Hai mă, ca să văd, să văd că ajung până acolo sus. Hai, hai, aici e greu, mamă, aici e greu, aici e greu. Wow, hai, 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 bă, mamă, dar mă uit, hai, mă enervează, mă simt bine așa, hai mă, ce sunt eu? Da, de calificat, nu, hai mă, măcar acolo sus vrea să zoom. De calificat nici o să. Hai. Adică nu pot mișca bun, ne-am eliminat, ca de obicei. Dar totuși, măcar, e de început un lucru, că am ajuns până la mijlocul mapei. Vom da aici după ce se termină exit, de fapt lead. Și vom încerca un alt match. Voi juca vreo 3 meciuri, dacă 3 meciuri nu mă tot pot califica, asta e, ghinion, data viitoare. Voi mai încerca să exersez, iar poate revenim cu un episod în care câștig chiar un match. Dar cum am spus, sper să aud ok, sper să vadă ok, dacă nu se vede ok, voi încerca la editare să pun niște umbre pe televizor, încât să vadă mai ok, că de la lumină e posibil să vadă nasul. Dar deși, sper să nu. Ia, hai măcar dăm o mapă bună în care nu trebuie să sar, că dacă trebuie să sar, m-am dus. Hai, te rog, mapă bună, te rog, pică mapă, mamă, îmi place, poți să mișc pe cursorul, bă, cu sărit acolo la final, dar... Voi încerca, hai să vedem. Ia, am tras deja de cursor. Bă, dar e nasfa rău dacă nu pot să uitați-vă cât de lemn mă nici. Nu, hai. Bun, mamă, nu spune când ia de. Uf, mamă, ai stres-o curios. Nu mă pot băga pe acolo, nu pot sări. Hai, rapid. Nu, bă, te rog, hai, bă, și meream atât de bine. Sau, hai, te rog. Mama, aici nașpa. Ai, cum faci să sară, aș putea, dar trebuie să am un pis ăla, hai mă, de ce m-am împins? Hai. N-am cum să mișc cursorul și recomandam două părți. Bă, și cât de bine n-am mișcat la început de mapă. Am chiar avea speranțe pe mapa asta să mă calific. Ia, altă dată. Ia, cred că s-au desit recomanda când apăs click pe ea. Deci gândiți-vă că challenge-ul ăsta îi mă joc pe televizor care nu se mișcă fluent și cum a jucat doar cu o mână, nu chiar cu o mână, doar cu un controller. Cam atât de greu e. Două challenge-uri într-unul. În același timp, îi simt nasfa că nu țin ceva anume în mână, țin o telecomandă, iar mapa asta. Deci țin practic o telecomandă de televizor în mână, adică e extrem de ciudat lucrul ăsta. Și în același timp e un lucru ce explodează creierul, dacă pot spune asta. Păi, au ajuns telecomenzile televizoarelor să poți face acest lucru cu ele, să te poți juca. Am mai încercat în trecut Clash Royale, că televizorul ăsta are vreo 2 ani deja. De când am, mamă, ăsta mai dă și pe, hai mă, dăm cu spinul tău. Nu vezi că mă joc aici, îi dă tăți bani, hai, iar mă lovit, aia nu copolesc. Hai, dă pe aici. Hai măcar pe aici, aia, dacă îmi dăm picioare, aia duc eu mă de aici. Hai măcar să trec de aici, hai. Nu mai trec de aici niciodată. Cum mă lovi bă aia? Iară nimeni. Bă, mai încercăm un match, dacă nu ne calificăm, revenim altă dată cu un episod mai bun. În care ne și calificăm, poate chiar facem win. Dar între timp, vreau să vă arăt și telefonul, pentru că
să nu creadă unii că joc de pe telefon. Nu, nu joc după telefon, telefonul este doar pentru oglindire. Practic, eu dau oglindire la telefon să fie pe televizor, iar să mă joc de pe televizor. Că aș fi putut să face challenge-ul ăsta fake, să mă joc pe telefon, să fac nu știu ce. Mamă, dar ce are mapa asta de tot asta pică? Deci, nu am făcut fake, am vrut eu să văd dacă pot juca. Aia am spus mai devreme, că m-am jucat în trecut și Brawl Stars. Bă, Brawl Stars și Pac, i-am jucat doar că nu tragi, nu poți trage cu brawlerii. M-am jucat și Clash Royale. Bă, Clash Royale chiar merge bine, că la Clash Royale doar pui cărțile și atât. Dar la Stumble Guys văd că m-a luat de capul meu. Dar văd că la Stumble Guys e nașpa rău. Nu poți nici sări, nu poți nici măcar să must, mi-e foame, da, ar spune eu. Asta spune și eu după. Pentru că sunt gras. Deci nu mă pot nici misca cum trebuie, nu pot nici sări cum trebuie. Și nu pot nici misca ecranul cum trebuie să văd gen așa. Acum că nu mă mișcă, o mișcă, da. Bă, deci n-am reușit să nici măcar să ne calificăm. Totuși episodul mie mi se pare interesant, am vrut să-l fac neapărat. Iar voi lăsa acum la final de episod, revin de pe telefon cu editarea aia blanauă, să vă prezint câștigătorul contului de data trecută. Revenim! Iar acum vom extrage câștigătorul contului din episodul trecut, printr-un site care alege total random. Hai să vedem cine îl câștigă. Felicitări, aștept un mesaj pe Discord sau Instagram pentru a-ți revendica premiul. Acesta a fost episodul de astăzi, până data viitoare, eu am fost Nin, să aveți grijă de voi. Salutare!